importantă această seară duhovnicească pentru că ni se pun din ce în ce mai multe bariere. Poate motivat, poate nemotivat, nu suntem în măsură să ne pronunțăm în vreun fel sau alt. Important este să nu întrerupem legătura noastră cu Dumnezeu. Și pentru că nu o putem întrerupe, mi-am adus aminte de câteva rostiri din care voi mai cita în seara aceasta ale poetului Adrian Păunescu, care spune că poate nici n-a fost vreo vreme mai ca aceasta însetată, decolinde pentru suflet ca de o unică răsplată. N-o muri, zice el, ca neam al lumii într-o clipă viforoasă, cât colindele colindă și copiii sunt acasă. Trei formațiuni corale astă seară vor încerca să vă poarte de-a lungul unei ore duhovnicești pe armoniile alese ale colindului sfânt și bun, pentru că el a apărut din perioada precreștină și l-am făcut noi sfânt și bun, cei care au colindat pentru prima dată la nașterea Domnului, fiind chiar îngerii, când au venit cu mesajul slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Corul Seminarului Teologic Iustin Patriarhul, condus de părintele profesor Prunoiu Leonard, deschide această seară cu colindul O ce veste minunată, armonizare de Dimitrie Georgescu Chiriac. Prin ea ne zidim chipul și că sufletul nu moare. Că este așa, ne arată următoarele colinde, mare minune de Gheorghe Cucu, la Vitleem colon jos, de Nicolae Lungu, armonizarea, și Legănerul lui Iisus, armonizarea lui Valentin Teodorian. Mare!
acel fenomen cosmic ne demonstrează faptul că noaptea sfântă se unește omul, cerul și pământul. De ce acest lucru? Pentru că noi știm că am colindat de 2000 de ani steaua sus răsare ca o taină mare și că la cumpăna dintre ani noi facem urări de plugușor, de sorcovă sau de capră. Deci, steaua, sorcova și capra sunt și ele încreștinate de neamul nostru, care face din nașterea Mântuitorului Hristos și din cumpăna anului fenomene cosmice. În finalul scurtului concert din seara aceasta vom asculta steaua sus răsare și plugușorul de Maxim Vasiliu. Mâine,
urăm pentru colaci, nu înghețăm pentru pitaci, ci păstrăm de prinderi bune, de la datine străbune. Cine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Întruparea este darul cerului pentru pământ. De aceea noi ne facem daruri de Crăciun și ne urăm să fim din ce în ce mai buni. Dar nu numai darurile materiale sunt esențiale, pentru că observăm într-o lume în care materialitatea sporește că sufletul se diminuează. Și că valorile lui devin din ce în ce mai diluate. Dacă vom vrea, vom raționa ceea ce trebuie și vom simți durerile și bucuriile aproapelui nostru, cu siguranță că vom avea un Crăciun frumos. Nu sărbătorile trebuie să fie fericite, ci oamenii trebuie să fie fericiți. Pentru a ne aduce aminte de fericire, Părintele Popescu Călin a pregătit și dânsul următoarele colinde. Crăciunul, după o melodie franțuzească, Ziurel de Ziu, colind tradițional vechi, deschide ușa creștine și bobotează adaptare după un colind vechi grecesc. Și care
Mulțumindu-le celor care vor deveni viitorul, noi cei din trecut așteptăm acum prezentul, adică Chorala Preoților Protoieriei din Câmpul Lung, mulți dintre ei fiind chiar absolvenți ai seminarului nostru, cei mai mulți. Vă rog să le faceți loc și înainte de aceasta, pentru că, vedeți, fiecare dintre noi are și bucurii în viață, dar are și întristări majore. Unele din întristările acestea sunt cele care ne marchează pentru multă vreme. Anul acesta, pe lângă boală, a fost și multă moarte. De aceea vă propun să ținem un moment de reculegere pentru domnul profesor Nițescu Eugen, care ne-a ajutat de fiecare dată la concertul nostru de colinde, și pentru părintele Ciprian Burtoiu, fostul nostru cântăreț și preot care a plecat în lumea celor drepți și cu care ne vom întâlni pe armoniile colindului și în seara aceasta. Vă mulțumesc! Corala Preoților Mușceleni, conduși de Părintele Livianu Răzvan, a pregătit și ea 5 piese, sigur, la altă forță, la altă valoare, la altă consistență și la alt ambitus. Seminarul s-a pregătit vreo 10 zile pentru că Preasfințitul ne-a luat din pripă și ne-a spus, chiar dacă e oprit, trebuie să colindați, măcar să se audă în văzduhuri strigătele noastre de bucurie și de dor de normalitate. Aceste colinde sunt Sus la poarta Raiului, de Emil Monțiac, Primenește-ți gazdă casa colind popular, Iisus bine ai venit, și în căsuța cea săracă, iar la final, florile d'albe. Sus la poarta Raiului, poarta Raiului, pașe turna Tatălui, turna Tatălui, plinului și iarării, bate cântul frunzării, plin și iarării.
Și bine ați venit la Centrul Protoierie din câmpul Omușel. Bine ați venit cu toți în sufletele noastre. Este un moment special. Și bucuria este darul cel mai frumos pe care Dumnezeu l-a adus. Pentru că Domnul Hristos a venit în lume ca să ne ducă pacea. Pentru aceasta trebuie să-i mulțumim Domnului Hristos pentru jertfa Lui cea pentru noi și pentru bucuria nașterii din Betleem. De aceea noi, românii, ne naștem cântând colindă. În seminarul teologic, oriunde ar fi el în țara aceasta românească, preoții învață colinde. Preoții învață să fie pace pentru cei din jurul lor. Este un lucru minunat. Aceasta trebuie să facem cu toții, să ne bucurăm. Și dacă Părintele ne aduce pacea în suflet, atunci înseamnă că El este păstorul pe care Domnul Hristos îl dorește. De aceea, astăzi, iubiți părinți, frați, întru Hristos, ne-ați încântat foarte mult și ne-ați bucurat și am simțit această bucurie duhovnicească împreună cu dumneavoastră, alături de dumneavoastră, cei care iubiți neamul acesta românesc și colindul, care la rândul lui colindul este expresia unității de neam și de cultură teologică. Dar în același timp este bucuria pe care cu toții o simțim. Cu toții o simțim și o trăim. În seara aceasta ați reușit cu toții, toate cele trei grupuri de cântăreți, împreună cu părinții, să bucurați inimile noastre și să le bucurați sincer. Vom duce mai departe această bucurie și vom încerca la rândul nostru să colindăm și noi pe cei de la casele noastre și la bisericile noastre. De aceea, trebuie să știm, orice om pe lumea aceasta primește un dar de la Dumnezeu. Un dar sau mai multe daruri. Dumneavoastră, dragi colegi și prieteni, ați primit un dar frumos și chiar l-ați înmulțit. L-ați înmulțit îndeajuns, mi-a dat cu stau pe spatele. L-ați înmulțit îndeajuns, așa cum spune Domnul Hristos la Sfânta Evanghelie, în pilda talanților. Dumneavoastră ați înmulțit aceste daruri și le-ați înmulțit cu bucurie și cu sinceritate. S-a văzut în seara aceasta. De aceea, cel mai frumos dar pe care Dumnezeu l-a dăruit este pacea. Și revin la lucrul acesta. Așa ar trebui să fie și să ne luptăm pentru acest lucru. Pacea nu se primește așa oricum. Ea este un dar la care noi trebuie să participăm. Nu poți să primești pace dacă nu dăruiești pace. Căutați pacea și atunci, cu siguranță, cu toții vom avea pace în casele noastre, în familiile noastre, în societatea în care trăim, în școlile noastre, în țara noastră și, bineînțeles, extrapolând, în lumea întreagă. Mulțumim tuturor că v-ați făcut puțin timp pentru a ne bucura împreună de acest moment. Mulțumim Părintele Director, care este stâlpul acolo la seminarul din Mușcev, din Câmpul Lung, și părinților care atât de frumos s-au pregătit și în fiecare an ne colindă, acestui grup minunat, cărora Dumnezeu le-a dat darul și pe care le-au mulțit, cum am spus, și dumneavoastră copii, care foarte frumos, pe vocile pe care Dumnezeu le-a dăruit, fete, băieți, foarte frumos ați cântat. Super! Ne-am mers la suflet. Și acesta este cel mai important lucru. Pentru că dacă am simțit puțină pace în suflet, înseamnă că dumneavoastră sunteți cei care ați dăruit în primul rând, iar noi am primit pacea. Mulțumim Părintelui Libian, care Dumnezeu a dat un dar și l-a mulțit întotdeauna. Mulțumim Părintelui Prunoiu Leonard și Părintelui Popescu Călin, care s-au ostenit
Nu e ușor să ții un grup. Nu e ușor. Este ca păstorul care caută să-și ducă turma la păstor. Așa este și aici. Păstorul trebuie să fie cel care știe și simte dragostea de la turma lui. De aceea, blândul păstor Iisus Hristos pe toți să ne aducă la un singur scop, la mântuire. Nu în ultimul rând, mulțumim în al preasfântul calnic al Episcopul Argeșului și Mucerului, care totdeauna ne-a sprijinit. Și chiar dacă nu am fost mai puturoși așa și mai îndărătnici, în altul întotdeauna a fost cel care a ținut flacăra aprinsă. Și în ființa lui firavă au pătruns fior de ger și a fost Iisus copil ca să aibă toți copiii dat în cer. Și a fost Iisus sărac. Se uitau cu milă bacii, cum l-ardeau pe față macii, cel mai trist dintre copii, și a fost Iisus sărac ca să aibă toți săracii bogății. Și a fost Iisus flămând și plângea din albul pânzii cum plâng miei în zori, plăpânzii, cu ai lor ochi înrourați, și a fost Iisus flămând ca să fie toți flămânzii săturați. Și a fost Iisus un miel, ce-l pândeau pe afară leii și din culmile iudeii și în pustiul arzător, și a fost Iisus un miel, ca să aibă în el toți miei un păstor. Și a fost un rob Iisus, sus, slujind împărăția, jos, la Iosif și Maria, lumii întregi s-a dat răpus, și a fost fiu și rob Iisus, ca să avem și noi robia și învierea lui Iisus. Dumnezeu să ne ajute!